Bun, suntem gata. Gronuța, unde știu? Da, cred că o să fie plin, o să coboare de aici. Să vezi cu cel lucea. Nu știu, da. Ok? La fix. De viori la bustul lui Ciprian Porumbescu. După ce la Furna, la Stupca, am avut 140 de viori atunci când am comemorat pe 6 iunie pe Ciprian Porumbescu. Astăzi, la 170 de ani de la nașterea lui Ciprian Porumbescu, îl omagiem pe Ciprian Porumbescu. Un mod de a-l omagia este de a veni cu flori, cu tricolor. A fost un mare patriot, cu vioara, un mare compozitor român și sunt tinerii. Deci aceste mesaje, tinerii, vioara, tricolorul, spun așa, că tinerii sunt cei care trebuie să trimită mesajul mai departe peste timp. Este într-adevăr un mesaj emoționat, majoritatea sunt din județul Suceava, toți, din câte știu eu, sunt din județul Suceava, prin urmare 170 de viori. Tineri violoniști care bat la concertul consacrării sau sunt deja artiști consacrați s-au reunit astăzi aici pentru a da un mesaj. În perioada următoare urmează și o serie de alte evenimente. Într-adevăr, acesta cred că va rămâne unul dintre elementele mari emoții pentru ceea ce înseamnă Ciprian Porumbescu, în anul Ciprian Porumbescu, 170 de ani de la naștere.